Cu adevărat este de înțeles pentru mintea omenească, de înțelesul nostru tuturor, tălmăcirea Sfintei Treimii. De aceea m-aș opri aici în a ne regăsi, cu siguranță ați fost atenți și am ascultat Cuvântul Dumnezeu care a intrat în sufletele inimile noastre. Această mare sărbătoare care trebuie să o cinstim cu mic, cu mare, după pogorârea Duhului Sfânt. Și mă bucur că frățile voastre, cei care vă căutați frumos de suflet, sunteți prezenți astăzi la Sfânta Liturghie. Ați fost prezenți la Sfânta Dumnezeiască Liturghie. Să luăm aminte, cu frică să stăm și să nu uităm cuvântul propovedit de astăzi. Atât timp noi să dăm slavă lui Dumnezeu pentru viață care e un dar divin de la Dumnezeu, viața noastră, și cât avem putere să luptăm, să fim în slujba lui Dumnezeu, nu a celui rău. Să fim mai tot timpul în slujba lui Dumnezeu. Și când cerem ceva de la Dumnezeu, și suntem încercați, să avem curaj să spunem, Doamne, milostivește spre casa mea, spre familia mea. Atât timp cât noi n-am călcat Sfânta Duminică, muncind, lucrând, sau nefiind prezenți la liturghie, avem curaj să cerem mila lui Dumnezeu. Bine, acum, Dumnezeu este iubire, iertare, dar am mai spus și o spun, să nu profităm prea mult de bunătatea lui Dumnezeu. Cu toții suntem tentați a cere și iarăși a cere. De multe ori cerem, dar nu știm ce cerem. În orice pomelnic care îl citim în mezi de noapte la mănăstirea noastră, unde se fac slujbe de mezi de noapte de peste 34 de ani, n-am găsit un pomelnic scris așa. Îți mulțumesc ție, Doamne, pentru toate darurile care le-ai revărsat asupra familiei casei mele. Îți mulțumesc, Doamne, că exist, pentru toate bunătățile care mi le-ai dăruit și cer iertare. Primul cuvânt este, dăm, Doamne, spor mult la animale, spor la bani, servici ușor. Oare Domnul Dumnezeu nu știe ce avem noi nevoie și cerem noi ce nu știm să cere? Dumnezeu drăguțu știe ce ai nevoie înainte de a scrie tu pe hârtia aia, pomernicul tău. Întâi imploră mila lui Dumnezeu, dar iertarea lui Dumnezeu. Că dacă stăm bine să ne gândim, nu e secundă de viața noastră să nu-L fi supărat pe Dumnezeu. În afară de păcat, care este legătorul la cel, îl facem noi, păcători și pământului, faci păcate și cu gândul. Și cu gândul, dacă te-ai îndulcit, ai și căzut în păcat. Cu cuvântul. Prin cuvânt, ce nu vorbi spurcate, nu iese și urâte. Insultând numele Sfânt al lui Dumnezeu. Sau înjurând, sau blestemând, sau dând diavolului copiii, sau pe semenii tăi. Opriți-vă într-o zi și cercetați-vă viața dumneavoastră să vedeți în a cărui slujbă ați fost mai mult pe pământ până astăzi. De câte ori l-a strigat pe Dumnezeu pe zi și de câte ori l-a strigat pe urâtul, care este sarsailă, cum spunea Părinte Cleopa. Că ați văzut cum își face apariția, nici nu te aștepți. Încearcă să faci o faptă bună, că imediat Satana spune pedică. Încearcă să te duci după un timp oarecare la Sfânta Biserică și imediat îți aduce musafire, îți aduce lene, îți aduce dureri de cap, ca să nu te duci la biserică. Încearcă să te duci la biserică, imediat l-ai nenorocit
fiindcă nu te lasă să fii atent în timpul Sfintei Liturghii, ba să mai se ispitești pe cel de lângă tine, să nu-l lași să se roage lui Dumnezeu, intrând, deșind, foindu-te în timpul liturghiei unde îngeri în cer nu cântesc. Ei, n-am spus eu că diavolul e teolog, are meșteșugul lui. Că dacă mă întorc la Sfinții Părinți, care au fost foarte ispitiți de Satana, unde este multă rugăciune, multă trăire, mult post, acolo este ispitire multă de la diavol. De ce spunem noi că trebuie să ne rugăm, slobozește-mă, Doamne, de toate ispitele ce vin de la trup, de la diavol sau om? De la trup, diavol sau om? De aceste ispite să ne ferească. Dar aș adăuga, ferește-mă, Doamne, de vrăjmășia casnică, care este cel mai greu de dus pe fața pământului, vrăjmășia casnică. Dintre casnicii tăi care te urăsc, te asupresc și care nu te suportă sau nu vă suportați unii pe alții. Unde să mai pomeni pe fața pământului? Părinți cu fii, fiice, să se judece de la pământ. Unde am mai întâlnit noi așa ceva? Este mânia lui Dumnezeu pe bună dreptate pornită asupra omenirii. Părinții nu mai sunt cinstiți, copiii nu cinstesc părinții, nu se supun, ci nu ascultă. Și apoi, până la bătrânețe ne mustră conștiința, că n-am ascultat. Că părinții ne-au învățat cuvântul lui Dumnezeu. Bunicuții noștri ne-au însuflat Duhul Sfânt, frica de Dumnezeu în noi. Să ne spovedim, să ne împărtășim, ducându-ne de mânuță la biserică. Cum vedem astăzi, avem pilde vii de părinți credincioși, care vin cu copilașii, de mici copii la împărtășane, la Sfânta Liturghie. Altfel va crește acest pruncușor, fiind prezent la cină, la Sfânta Liturghie, cu un altul care n-a știut de Dumnezeu niciodată, fiindcă n-au fost nici părinții lui la biserică. Te minunesc când auzi astăzi că încă sunt copii care nu știu Tatăl nostru. Și dacă îi întrebi, a zis că mama nu m-a învățat cine este Dumnezeu și rugăciunea aceasta care mă întrebați. Am avut o de Crăciun, ca de obicei când vin copii în ajunul Crăciunului, când veneau peste 1000 de copii, și am zis că cine știe Tatăl nostru, mâna sus. Au ridicat vreo 20 dintre 100, 500 sau 1000. Cine știe crezul? 2. Cine știe psalmul? 50. 2 sau 3. Dar cine știe dintre dumneavoastră psalmul 50? Nu râdeți. Sau cine știe crezul dintre dumneavoastră? De ce te rogi mai mult și vii mai des duminica la biserică când ai o problemă gravă? Nu știi încotro să o apuci, nici nu ridici ochii spre cer, de atâta mâhnire și încotro să o apuci, nu știi ca Dumnezeu să-ți ajute în timpul acela, la un proces, la un copil bolnav din familia ta. De ce oare copiii dintre ei devin rahitici, epileptici, bolnavi? Din cauza că nu se mai ține nicio rânduială în posturi. Și apoi vezi că vin copilași bolnavi nevinovați, din cauza că părinții n-au fost niciodată spovediți, niciodată împărtășiți și zămisliți necununați copiii. Câte cazuri nu sunt pe fața pământului, părinții care zămislesc nasc copii și în loc să se ducă să se cunune, ei trebuie să meargă la botez. Un preot bun, slujitor, nu botează copilul până se cunună ei. S-au cununat, apoi botează pruncușorul. Se intre în rânduială.
Vedeți? Și deseori ne punem întrebări și cerem socoteala lui Dumnezeu. De ce eu? De ce atâta, Doamne, suferința asupra mea? Că am fost și eu toamna trecută sau acum 4 ani la biserică. Și m-am spovedit și acum 20 de ani. De ce trebuie, Doamne, să fie eu încercat? Că mă uit la unii care au de toate și nu prea le iau cu biserica. V-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Și dați slavă, laudă lui Dumnezeu că n-ați fost înșelați de ce rău și ați fost prezenți în această mare, binecuvântată zi. Binecuvântat să fie cel care a propus și a gândit că această sărbătoare creștinii noștri să fie liberi în această Sfântă Duminică Dumnezeiască. Nu știu gândul care l-a avut, cine l-a dat, dar Dumnezeu i-a binecuvântat și a pus să gândească bine ce înseamnă această Sfântă Zi a Preasfintei Treimi. Milostivul Dumnezeu, Preacurata Maica lui Dumnezeu și toți Sfinții să vă primească rugăciunile, să vă dorească sănătate, iertare de păcate tuturor celor prezenți astăzi și cei care din binecuvântate pricini nu s-au întâmplat să fie astăzi, împreună cu frățile voastre, împreună rugători la Sfânta Liturghie în această mare sărbătoare.